bine v-am regăsit! Marți, cerul va fi parțial noros. Termometrele vor indica în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 18 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș vor fi nori, dar și câteva raze de soare. Pentru Sighișoara și Sovata sunt prognozate 18 grade, iar pentru Ienul și Luduș sunt estimate 19. Atât în Stânceni cât și în Batur se vor înregistra 16 grade Celsius. În afara județului nostru va fi vreme plăcută pe tot parcursul zilei. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 18 grade, în timp ce la Sibiu sunt estimate tot 18 grade. În Bistrița și Alba Iulia va fi vreme frumoasă și 21 de grade. La Brașov vor fi posibile averse și 16 grade. În capitală, soarele se ascunde după nori și în aceste condiții se vor înregistra 19 grade Celsius. Marți noaptea cerul va fi mai mult senin. În Reghin și Târgu Mureș sunt anunțate 8 grade. Miercuri va fi vreme frumoasă pe tot parcursul zilei. Pentru Reghin și Târgu Mureș sunt prognozate 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!